Bună ziua, aș dori să începem această intervire a conducerii Uniunii Social-Liberale cu dumneavoastră în presa, referindu-mă la principalul subiect pe care l-am abordat astăzi în cadrul conducerii USL, pornind de la cazul Boltea și de la tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu parlamentarii condamnați penal care votează în Parlament, cu parlamentari, sigur, care prin migrație politică au schimbat majoritatea, sigur, alte probleme care se referă la alegerea parlamentarilor și responsabilitatea acestora, atât în fața partidului care a propus, dar mai ales în fața celor care au votat, am hotărât astăzi să adresăm celor aflați la putere o solicitare de a forma, este foarte târziu, e adevărat, de a forma un grup de lucru, puterea opoziție, așa cum s-a format și în anul 2007-2008, pentru a elabora cât mai rapid o nouă lege electorală privind modul în care se desemnează candidații pentru Senat și pentru Camera Deputaților. Numărul acestora, evident, după cum știți, există o propunere a USL în acest sens și o propunere a președintelui Băsescu mai veche. Responsabilitatea parlamentarilor în situații de genul celei Boltea, care sigur este acum în atenția publică, dar vă repet, în Parlament, la votarea Guvernului Ungureanu, o votare în cursul căreia Guvernul a fost validat cu 3 voturi mai mult decât numărul necesar, s-au aflat 2 condamnați definitiv, 3 condamnați în primă instanță și 8, dacă nu mă înșel, deputați și senatori aflați în faza de urmări penale. Deci, practic, și guvernul actual a trecut tot cu voturile unor parlamentari condamnați, ca să nu mai vorbim de voturile unor parlamentari care au migrat politic, pentru că asta este valabil din 2009. Acest grup de lucru, în care, repet, opoziția nu doar că îl inițiază, dar evident, își va trimite reprezentanți și va veni cu propriile propuneri. Trebuie să funcționeze, să se înființeze, să funcționeze cât mai rapid. Pentru că, în mod normal, până la 1 iulie, trebuie promulgată legea în baza căreia vom alege viitorul Parlament. Vă reamintesc faptul că sub semnătura celor doi copreședințe USL, domnul Antonescu, candidat adresului de senator și eu ca și deputat, din luna iunie 2011 există un proiect de lege depus la Parlament care prevede alegerea parlamentarilor în scrutin majoritar într-un singur tur, uninominalul despre care se vorbește foarte mult, sistemul britanic, reducerea numărului de parlamentari la 318, dacă nu înșel, și pierderea mandatului parlamentar de către cel care ești, de către traseistul politic, care își părăsește partidul care l-a propus în alegeri. Aceasta este propunerea, să zic, oficială noastră. Însă, în condițiile în care am constatat că cei de la putere, special PDL-ul, se tem de votul nominal cu se tem, sunt categoric împotriva reducerii numărului de parlamentari, ca să nu mai vorbim de traseismul politic, acolo, vă dați seama, ei stau în casă și în dormitor cu traseiștii. Normal că nu pot să-i sancționeze. Este absolut necesar să progresăm. Sistemul actual de vot, în baza căreia, de exemplu, domnul Boltea, deși a pierdut alegerile în colegiul său din Galați, pe primul loc a fost un candidat al PSD, domnul Boltea a fost pe locul 2, la o distanță destul de mare de primul candidat. Și totuși a ajuns în Parlament. Și iată, acum trebuie să plece președintele din Coreea de Sud până în Kenya. Să bată, practic, toată lumea, în loc și lat după el. Cred că trebuie să tragem învățămintele din acest exemplu. Trebuie să modificăm rapid legea electorală, în așa fel încât să existe o responsabilitate clară, un mod de selecție din partea partidelor, dreptul alegătorilor de a-și trimite în Parlament, într-adevăr, pe cei pe care îi votează, pentru că alegătorii din colegiul domnului Boltea nu l-au votat pe Boltea. L-au votat pe candidatul PSD și totuși în Parlament a ajuns Boltea.
se va ajunge la un acord, ne vom întoarce, evident, pentru votarea acestei noi legi și în Parlament. Dacă nu există un acord sau dacă și la această propunere a noastră vom primi doar un refuz sau eventual insultele cu care ne-am obișnuit de pe la purtătorii de cuvânt ai PDL-ului, din păcate vom merge în noiembrie pe un sistem care, iată, s-a dovedit greșit și va trebui să-l modificăm imediat după ce ajungem la putere pentru a avea un sistem normal. Este un semnal de alarmă. Este categoric o solicitare de responsabilitate către cei de la putere și sperăm ca de data aceasta să nu fim din nou întâmpinați cu refuz și cu insulte. Mai vreau să precizez un singur lucru. Trebuie puse în vigoare lege sancțiuni foarte clare pentru guvern și aici vorbesc de viitorul guvernul SR. În măsura în care un loc vacant de parlamentar, iată, nu a fost ocupat, pentru că guvernul Boc și după aceea și guvernul Ureanu, sigur, în continuare, au refuzat să organizeze alegeri. Știți că în acest moment, dacă nu mă înșel, sunt 10 locuri vacante de senatori și deputați. Guvernul actual, guvernul Boc, în primul rând, a refuzat să organizeze alegeri pentru că le-a fi pierdut, probabil, mai puțin cele din zona maghiară, unde eventual DNR-ul își reconfirma candidatul, dar în toate zonele românești ar fi pierdut aceste locuri. Ori trebuie pusă neapărat în lege o sancțiune pentru viitoarele guverne, în așa fel încât să fie organizate alegeri pentru locurile vacante, sau, sigur, să găsim un sistem prin care să existe un locuitor în cazul vacantării funcției de parlamentar. Este un moment important, un moment în care, din partea Uniunii Sociale Liberale, există intenția de a face pași radicali și pași hotărâți pentru ca în Parlament să nu mai ajungă personaje de tipul Boldea, pentru ca un guvern să nu mai fie susținut de parlamentari penali condamnați deja de justiția din România și pentru ca partidele care propun asemenea candidați, cum este PDL-ul, în primul rând, să răspundă în fața electorului. Îmi cer scuze dacă am făcut o introducere mai lungă, dar a fost principala tema discuției noastre. Dacă sunt alte lucruri, în loc cu colegii mei să adauge sau eventual să răspundem la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Parlamentul României audiază astăzi o serie de membri ale instituții publice. Înțelegi, va desemna candidați în aceste funcții? Unii da, unii nu. PSD-ul își va desemna candidați, Partidul Național Liberal nu. Și Partidul Conservator, de asemenea, nu. Împreună însă, și PSD, și PNL, și Partidul Conservator, atragem atenția asupra faptului că în discuțiile, în negocierile care au avut loc în legătură cu acest subiect, din nou actuala putere a abuzat, a încălcat orice cutumă, orice rațiune, proporțiile între putere și opoziție nu sunt respectate, se creează un precedent inacceptabil. Și vreau să precizez că este intenția noastră ca, imediat ce avem majoritate în Parlament, să revenim la un sistem constituțional în care fie, asemenea, aceste instituții sunt complet depolitizate și atunci nu mai numește nicio formă politică, indiferent că se află la putere sau în opoziție, fie atunci respectăm proporția parlamentară, așa cum se întâmplă în toate țările democratice. În acest moment, teoria celor de la PDL este aceea că ei sunt la putere și ei trebuie să-și pună în funcție niște oameni în speranța că în noiembrie, când vor pierde puterea, și lasă totuși în anumite instituții colegii de partid să conducă. E o speranță deșartă. Pentru că dacă aplicăm principiul lor că puterea pune conducerea instituțiilor, înseamnă că din decembrie trebuie să schimbăm aceste conducere. Dar de ce unii da și unii nu? O completare vreau să fac și eu. Considerăm de asemenea cum este principial și poate nici constituțional, să desemnăm de actualul Parlament și în instituțiile în care mandatele expiră în 9 octombrie. Credem că ele au fost făcute la un acel moment cu un scop, astfel încât să expire odată cu finalizarea acestui mandat al acestui Parlament și nominalizările în acele instituții să fie făcute de nou Parlament. Probabil că se gândesc că în viitoarea configurație
De ce unii da și unii nu? Da, de ce în condițiile în care se întâmplă? Așa am decis. Să fiu eu, nu reușesc să înțeleg. Știți bine că în ceea ce privește nominalizările în instituții, acestea sunt pe grupuri parlamentare, nu sunt pe alianțe. Și vor merge parlamentare, nu se vede la ședință de vot. Nu. Nici la comisiile de specialitate? Nu. Deci ACD-ul ăla nu face nicio nominalizare pentru niciun alt de instituții, nu? Nimic. ASD-ul câte candidaturi e prezentat? Cele care vin în conformitate cu ponderea noastră politică în Parlament. Mai o strategie sau când? Da, pentru că vrem să stabilim exact. Eu am făcut-o deja de două ori de la tribuna Parlamentului, atunci când a fost luată președinția unei comisii pentru a se da UNPR-ului și atunci când au unit ei toți consilierii la Curtea de Conturi. De fiecare dată i-am avertizat pe cei de la puterea actuală că regulile pe care le fac ei s-ar putea să fie aplicate și împotriva lor. Și cred că ori n-au înțeles, ori îi mai interesează. Au făcut câteva informații. N-a venit nimeni cu o formulă, ori așa, ori dacă nu mai participăm.
Dar înțeleg că oricum plecați de la această idee cu unii nominali. Este propunerea noastră oficială și este în sensul în care domnul Băsescu și alți demagogi fedeliști ne spuneau că ei vor reducerea numărului de parlamentari. O singură mică problemă, că noi am depus proiectul și ei nu vor să-l voteze. Dar restul ei, în general, la televizor vor reducerea numărului de parlamentari și tot la televizor vor votul nominal. Noi ne-am făcut datoria și ne-am pus proiectul în Parlament și se împlinește un an de când stă în Parlament, blocat tocmai de către domnul Buda. Și mă doresc că domnul Buda cumva acționează împotriva ordinelor domnului Băsescu și ale domnului Pop, mai degrabă eu știu că le respectă cu sfințenii. Domnul Buda, cel care lucrează la modificarea Constituției, în condițiile în care n-a nici măcar majoritate simplă, pentru că unde mereu și prioritățile au foarte clar că nu votează. Dar în condițiile în care cu noi, cu USL-ul, are majoritatea absolută, să reducem numărul de parlamentari, să facem votul nominal, nu ne cheamă, nu vrea să lucreze. Tocmai de asta, ca să terminăm cu demagogia asta de televizor, a peteniștilor de frunte, care ne spun mereu la televizor cum vor să reducă numărul de parlamentari, dar nu vor să voteze în Parlament, acolo unde, de fapt, se votează legea. Un grup de lucru sub medierea unei organizațiile guvernamentale este absolut necesar. Mai spun odată, este și absolut urgent. Pentru că, dacă nu avem legea până la 1 iulie, înseamnă că vom vota pe legea actuală și vom avea alți bolde în Parlament. Oameni care dau bani șefului de partid, domnul Poader, de exemplu, și domnul Necula, și care după aceea își recuperează banii din afaceri cu statul de obicei, cu domnul Audrea, de exemplu. Sigur, nu vor mai fi acești oameni, domnul Poader, doamna Audrea, domnul Necula, dar sistemul se poate perpetua. Și atunci trebuie, e datoria noastră, noi vrem și vom sprijini schimbarea acestui sistem. Nu o să putem singuri, fără cei de la putere, evident că putem să facem acum, până noi în acest sistem. Am și eu două întrebări. Da, domnule. În primul rând, domnul Daniel Constantin, vreau să fiți ministrul economiei. Așa spunea domnul președinte, trebuie să... Da, mie greu să... Domnule, dar îmi face mie guvernul, domnul Băsescu, dar acum... Da. Și dacă există o tradiție ca un observator să preia de fiecare dată când ajunge la guvernare acest portofoliu. Mie mi-e greu să cred că domnul președinte Traian Băsescu este, nu este bine informat. Și m-am văzut și în cazul Bodea că este foarte bine informat. Ca atare nu pot să cataloghez intenția domnului sau afirmația domnului Băsescu decât ca prea intenție. Nu am spus niciodată că mă interesează Ministerul Economiei. Nu s-a discutat mai mult decât atât niciun fel de împărțire la nivelul guvernamental în cadrul Uniunii Sociale Liberale. Dacă era puțin atent la ceea ce am spus public, înțelegea că în cadrul noului guvern, acum vorbesc puțin în numele domnului Ponta, dacă îmi permiteți, compune specialiști. Specialitatea mea nu este nici de bun în zona Ministerului Economiei. Deci nu mă interesează, n-am nici fel de intenție și nu mă interesează Ministerul Economiei. Și nu mi-a spus mie întrebarea, faptul că domnul Băsescu a început să-mi facă guvernul, este o veste destul de proastă. Pentru mine. Înseamnă că mă confundă cu Boc sau cu Ungureanu. Ceea ce nu mă onorează deloc. Doi. Domnul Daniel Constantin va face parte, sunt convins, dacă acceptă, sigur, din guvernul SL, dar nu pe funcția de ministru al economiei. L-am lămurit să transmiteți la Seul de chestia asta, vă rog. Vă mulțumesc. Ce ați făcut cu moțiunea de cenzură? Ce? Lucrurile sunt foarte simple. N-am atacat acest subiect pentru că am supărit că am comunicat clar. Dacă guvernul Mureanu adoptă hotărârea de guvern vecina, deci prin care, încălcând autonomia universitară, finanțează facultatea la UMF limba maghiară, vine moțiunea de cenzură. Nu e niciun dubiu. Decizia este luată în toate partidele și luată la nivelul USL. Oamenii care trebuie să o redacteze sunt pregătiți. Vom vedea, chiar și în cursul zilei de azi s-ar putea să o adopte. De cine? Ce lucruri? Asta sunt lucruri hotărâte de o săptămână. La Timiș a stabilit candidații? La Timiș candidații sunt stabiliți, vor fi anunțați împreună cu cei din București până în 7 aprilie, când ajung congresul de tare. Sunt de la... De la Partidul Național Liberal, la primărie, de la PSD, la Consiliul Județean. Ai discutat cu domnul Ciocanu?
discutat cu actualul primar din Jai. De câte ori ne întâlnim? Nu, ideea unei candidaturi susține USR. N-am putut la SR discuții. Cel puțin nu mi-aduc aminte când am pus această problemă. Dar ne-am mai dat problema, am văzut un așa zis un primar de la Comisie de acolo, să stabiliți la asta. Da, da, mă rog, poate că mai sunt probleme să rezolvă, știți ce e comic? E comic atâta vreme cât noi am avut niște tensiuni, niște neclarități, niște lucruri nerezolvate la Buzău. Toată lumea era preocupată de Buzău. Dar rezolvăm noi, da. Acum au alții probleme la Buzău. Nu mai am interes mare pentru Buzău. Acum la Neamț. Dar rezolvăm și la Neamț. Deci la Neamț Crispina este foarte clară. Candidatura la primăria municipiului Piatra Neamț, ca și candidatura la Consiliul Județean, aparține acest de, respectiv conservatorilor primăria, liberalilor județului. Și sunt lucruri care de asemenea vor fi identificate până la data de 7 aprilie. De ce s-a ajuns această ruptură decizională în cadrul USL privind nominalizările pentru diferite instituții ale statului? Dar știți care se stă rău, că ne rupem. De ce vă miră? Ne rupem în fiecare zi. Nu, dar acum este o decizie anunțată diferit. PNL-ul merge pe drept. E o decizie comună, suntem împreună. Dar diferită. Nu, e comună. Dar, încă o dată, noi ne rupem în fiecare zi. E ok? Îi mulțumim domnul Lăzăroiu, domnul de la PNL. Fiecare zi USL-ul se rupe. Eu m-am hotărât să vă răspund că, și mă și cer cu crimea că răspund fiecare zi, de dimineața până seara, și mergem, ce mai trebuie să facem? Ce? Suntem împreună aici, am anunțat o decizie comună. Și ce ruptură? Tot decizional, dacă se remarca. E o termen semantic care mă depășește. Există pe parcursul acesta politic încărcat cu tot felul de împrejurări. Și decizii care pot fi diferite între partidele noastre. Nu sunt atât de importante cât să pună la îndoială marile strategii și direcția comună de acțiune. Asta este un episod punctual parlamentar în care PSD-ul a decis, din motive tactice, că e mai bine să-și nominalizeze oamenii, că ne vedem că nu. Nu e niciun fel de problemă care să țină de unitatea de unitatea unii unii. Da. E rupe. Să vă rog. Întrebare, confiscarea extinsă, statutul funcționarilor speciali din instanțele aplicătorii și parchete și tot. Foarte mare. Bună mare. USR va participa în Parlament la votul primit aceste legi? Păi nu au majoritate. Deci eu cred că au majoritate și așa se făceau de râsul râsului cu Bolda, dacă nu îi ajuta. Noi așteptăm ca domnul Băsescu să trimită stenograme, care l-a solicitat prietenul nostru. Legea 544. Legea, ideea este următoarea. Așa cum am procedat și în cazul Vodea, când am văzut că ei nu sunt în stare și de fapt nu sunt în majoritate, și era nevoie de un gest politic, am văzut că l-am făcut. Fără noi nu erau în stare să dea avizul de arestare pentru Vodea. Dar trebuie să se hotărască și ei. Ori sunt majoritate, ori nu sunt majoritate. Domnul Băsescu văd că poartă un stil epistolar cu doamna Anastasie și cu domnul Blaga, dar în același timp tot în sunea mărturisit că se văd duminica seară. Cât se mai văd duminica seară următoare, să hotărească dacă sunt majoritate sau nu sunt majoritate, dacă au nevoie de noi sau dacă nu au nevoie de noi. Că nu e foarte clar ce discută duminica seară. Sunt de fapt dacă îi priviți, dacă îi priviți, cât de cât nu cine știe ce mare atenție, fără lucru, sunt foarte slăbuți. Deci ei nu reușesc să încuvințeze arestarea care s-a cerut în cazul lui Bode. Ei nu reușesc să-l prindă pe Bode. Ei nu reușesc să mă dea jos pe mine la conducerea PNL. Ei nu reușesc să-l rupă USR-ul. Ei nu reușesc acum nici să răspundă cererilor lui Băsescu. Oamenii sunt subțiri. Asta este realitatea și trebuie să luați act. Deci pentru MCV, după ce demonstrăm din nou că ei n-au majoritate și că nu sunt interesați, o fac de rușine pe doamna Macovei în fiecare zi a vieților, limităm câte voturi trebuie ca să nu facem de rușine la țară.